Let me hear. A, B, C, D, da. Iem, perpendicular a AB. C, mi se c'è unghiu, dintre IE, D și Unghiul BC. e de A. IE, De A. D, A. A. Păi, haideți să vedem. Lăsăm pe EA mai întâi, ca și valoare, că poate mă gândesc că e ceva acolo. E de A. E de A. A, E, D și da. BC. E, D și BC. Da, deci unghiul e de A. Atenți, E dintre IE, E, A. DE, Miruna și BC. Da, și BC paralel cu AD. Deci unghiul e de A. BC paralel cu AD. BC E paralel cu cu AD. Deci da. unghiul e de A. E, D, A. A. Avem că AD e de 12. Îl aflăm pe EA și pe ED. Mă gândesc că e ceva aici. Haideți să încercăm. Îl aflăm Da, pe da, și zice. e de A? Dar ce fac noi? BC A, e de A, din D, zici tu. Nu din A, cum a făcut domnul Nu, am greșit eu, da. Ăsta ar fi un Da. Da, e de A. Pentru că Pentru că BC. ceva de coade. Da. Și viață. E de A. BC și A și E de. Deci unghiul e de A, trebuie să mă gândesc. Da, și ce știi mai și ce nu Mă știi? gândesc să avem, să-l aflăm pe A, să-l aflăm pe D, poate ceva cu numele. Mă gândesc. Pentru că ar fi nou... E pe ea îl putem afla? Hai să vedem. Poftim? Pe ea, Pe da, între un Q, E, M, A, e 3 la egal de 5. L-am aflat pe ea, da? Da. 3 la egal de 5. E de, îl putem Da, afla am pe luat triunghiul MD. E Deci știi mă pe M, pe MD l-a aflat triunghiul la MD, teorema lui Pitagora l-a aflat pe ED. Corect. Noi l-a aflat de pe ED 144 minus 9. Și știi și pe AD. Știm, da. Și atunci, dacă știi toate laturile... L-a aflat pe MD și vreau să văd dacă există vreo conexiune. Dacă știi toate laturile, putem... Facem teorema lui Pitagora. Ca să plăm aria. Și apoi din aria... Dar mai întâi să le aflăm și apoi vedem. Stai să ne facem proiectul până la capăt. Am înțeles, știi toate laturile. Da. Și cum să afli Păi tu? probabil văd o chestie de jumătate, de nu știu. Momentan le aflăm, apoi vedem. Ne aflăm, gata, ne-am aflat. Că vreau să Ne-am aflat. Dar după ce știi laturile unei triunghi, cum poți? Deci noi mergem acolo, că le știm. Știi laturile unei triunghi, cum poți tu să găsești unghiurile? Unghi, se zice unghiul. Trasez din ei, duc o înălțime, văd de scurt. Da, e bine, dar există o teorie. Uite, am putea vreo care dă repede. Da. Pătratul din laturi. Pătratul din laturi, unul are... Tu vrei unghiul ăsta, da? Da. Și atunci zici, mie a pătrat. E a Dar pătrat. aveți încă nu le-am aflat. Cum? Încă nu le-am aflat ca să facem. Lasă-mă. Am aflat, asta e problema banală de acum. Deci tu sunt clar că le știi. De aici încolo mă interesează. Da. Deci e a pătrat, egal cu e de pătrat. E de pătrat. Plus celălalt pătrat la pătrat. A de pătrat. Minus de 2 e produsul lor. E de 6. E de ori A ori cosinus unghiului dintre ele. Dintre E de și A de. E de A. E de A. Cos de unghiul E de A. Și cum tu știi toate astea, rămâne cosinusul. Și dacă descoperi cosinusul un număr radical dintre pe 2. Vedem și valoarea unghiului. Sau radical dintre pe 3, 1 pe 2, radical dintre pe 3, sau radical dintre 2 pe 2. Știu eu ce numere găsești acolo. Atunci știi sigur că știi unghiul. Da. Așadar, asta e de acum de calcul.
Eu vreau să discutăm acum de asta. Te-ai dus foarte bine. Unde te-ai oprit? Aici. Da, da. Știi toate laturile, cum găsești unghiul. Asta a fost mult. Te rog, foarte marginalizată, da? Te rog, foarte mare. Lui, cu palma. Generalizată. Altfel, ai spus că știi în laturile, te duci cu aria, te ducea la Heron, bănesc. Da, da, mă ducea la Heron. Aria era cu produsul radical din Benjamin Franklin. Știi aria, dacă știi aria... Făceam prin două bucăi. Nu se lăsă când eu, bază la înălțime, că se înălțime. Și dacă se înălțime, nu știe pe asta când îmi pică. Da, dar e cea mai bună, mamă. Da, 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 nu știam pe asta. Păi acum zic, mai... Păi da, noutatea este dialogul care portăm acum, nu degeaba insist. Exact. Că asta era esențial, că era asta mărinalitate. De-aia e matematica frumoasă. Că în condițiile în care... nu știi când ai nevoie de toate informațiile din urmă. Și te urmă la generalizare, să aplică în orice triunghi. Orice triunghi. Păi în triunghi de triunghi, poți 90 grade 1. Păi nu știu că de zeu, dispare asta. De-aia rămâne că pe prima dată frate, îi sumă celălalt lucru. În orice triunghi. Că în unghiul de 90 grade, poți să 90 grade zeu. Și zeul ăsta dispare. Da, și dispare cosinul. Da? Deci de ce? Ăsta este motivul. Acum e dâș cu dâcă, e ea... Mă să luăm gândire între e dâș și dâcă. E dâș și dâcă. E dâș, știm că e problema cealaltă, trebuia să o calculăm de dădea. Dâcă știm că e egal cu AB, deci 9. Gata, face acolo. Și e că la flătine e un C. Și la fel, aplici. De nou poți să aplici de una pitagora generalizată. Da. Da, te duci pe teorema pitagora generalizată, nu ce problemă. Distanța de la E la BD. De la E la BD. BD e o diagonală. BD. Păi EB e perpendicular pe AB. Deci unde pică, perpendiculara din E pe BD? Unde pică ea? Că știi că e EB e perpendicular pe AB. E ABCD e perpendicular. Da, 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 da. Și acum tu ești nebunită și îi cauți... PM. Pe? Pe M, că EM e perpendicular pe BD. E EM e perpendicular pe BD. Da. Dar unde pică din E pe BD? E mâi pe perpendicular pe tot planul. Da, da. Și de mult ducem. Perpendiculară pe BD. Teorema, miurna celor trei perpendiculare. Ea pică acolo, nu știu unde, dar unde pică mai degrabă perpendiculară adusă din E pe cine? Pe BD. Din M. Din M pe BD. Da. Și cum... Ar fi rotund cu R, să zicem. Așa, pică aici undeva. R, da. Acolo ce vreți? Da, AB perpendicular pe EM, nu. Păi da, nu? EM perpendicular. EM perpendicular pe ABCD. Da. Păi este teorema celor trei perpendiculare. Pică undeva așa, nu? Să zicem. Îți puși de ea. Da. Deci cum sunt? Deci EM perpendicular pe planul ABCD. Au treabă perpendiculare de un plan. M perpendiculară. Deci ai M perpendiculară pe plan. Da, și din M, din picior. Ai dus-o perpendiculară pe dreaptă. Da. Pe BD, pe BD, pe BD din plan. Atunci, e, este cea care te interesează. Dar tu aici ai, a fost un dreptunghi. Păi așa e. Da. Deci aici e BD. Deci e cu perpendicular. Da? Și BD, așa este, da? Da. Și tu, din mână, păi e din mână, trebuie să duci o perpendiculară pe asta. Deci pe râd, pe undeva este, da? Dar tu pe asta o poți duce, asta o știi. Că e înălțimea adusă într-un triunghi dreptunghic, pe alea pe două căi. Și asta care, de care ai tu nevoie din mână, e linii mijlocii în triunghiul B, A, T. În B, A, T, e linii mijlocii, că plecate în mână, care era în mijloc lui AB,
Și mărul ăsta e jumătate din AT. AT se poate găsi că plame triunghiul V, A, D, și pe A, B știu, și pe A, D știu, și pe B, D știu, area pe două căi, AT egal cu cateta 1, cateta 2 supra ipotenuză, și ai aflat-o pe AT. Și atunci M, R va fi jumătate din AT. Și gata, ești. Ai aflat-o pe M, R, triunghi dreptunghic, E, M, R, dreptunghic, și afli pe E, R. Da, vedeți, ea are probleme la teorema celor trei perpendiculare. Nu vede asta. Cu dreapta e perpendiculară de un plan și din piciorul acelei perpendiculare duce o altă perpendiculară de o dreaptă. Care când te interesează distanța de undeva la o altă dreaptă și ai ia punctul acela e pe o perpendiculară pe plan, trebuie să te duci, băi, pică unde, pică mă pe bine, pică undeva, la unde? Unde pică mai întâi din picior pe bine, în plan. Ca să fie coeficient teoremă în cele trei perioade. Da? Celul trebuie lângă perpendicular și atunci cele trei perioade. Din nou, problema frumoasă, scheletul e făcut, discuția e făcută, calculul în sine e o problemă sigur. Ce a fost aici interesant, ca, la punctul care a fost dificil? Punctul. Și ăsta a fost dificil, nu? Pentru ea, asta că nu vei de urmă celor trei perpendiculare. Nu știu, nu s-o duci. Și aici a fost la punctul acela anterior, de teorema Exact, altfel de trebuie. Nu, faci calcula și tu în alte, dar te mult. Te duci, zici, băi, toate laturile, ce fac, cum găsesc? Să știi că unghiul, ca să-l găsești, când știi toate laturile, mai ai o variantă să afli aria prin Hellman. Și pentru că te duci la aria unui triunghi, egal produsul a două laturi, ori sinus unghiul dintre ele. Da. Deci, ai Hellman, calcul acolo, da, la greu. Cred că nu ducea, dar nu. Nu. Dacă nu, sigur că dacă cu asta nu am, nu știam. Nu știam, atunci mă duc, aria o pot afla și dacă are o știu, aceeași aria produsul a două laturi, ori sinusul unghiului trei și mă duc la unghi. Da. Da, deci tot rup problema. Dar trebuie să ne aducem aminte de toate astea. Păi, nu întâmplător am adus asta, pentru că nu știți dacă nu vine în minte și atunci am apelat la ea și a tot distat și eu altfel și ceva. Cum face? Cum face? Asta mă interesa, știu la fel. Din nou, dialogul a fost deosebit frumos și ți-i spun și spun tuturor prietenilor, geometria în spațiu este foarte interesantă, dar nu merge fără geometria plană. Da. Când anul trecut vă spuneam, geometrie plană. Da, făcut, ți-mi zic, într-o șapte, am făcut în vacanța în vară mai geometrie, nu? Da. Deci am insistat fără geometrie plană la spațiu. Și în vacanță am făcut singur, am lucrat la spațiu. Da, uite, sunt multe chestiile astea. Da, se uită, dar ușor, ușor, se vede că s-a lucrat. Și prietenul îmi spun, fără geometrie plană. Și eu am, să le spun, să fiu... Deci există volum de geometrie, făcut geometria plană, făcut complet. Cu lucrurile jos acolo făcute. Le spun că cu drag acolo să îndrăgostesc patul în acela. Și după aceea, suportul teoretic fiind pus la punct, după aceea se pot duce să vadă filmele din clasa a 6-a și a 7-a de pe internet, făcute de noi aici, exact. Când am lucrat acolo imens de mult. Da. Și acolo își îmbogățesc și lucrul acesta, nu știu, să-i pot convinge, mi-aș dori foarte mult. Se lucrează, îi dea drumul la calculator, lucrează, e oprit într-un loc, n-ai înțeles, pui înapoi, este o chestie extraordinară. Pentru că, în momentul de față, noi ce facem, suntem la nivelul acel ce înseamnă meditația tradițională, că suntem aici și creăm informația. Cu totul deosebit de ce se întâmplă la meditație, că tu îmi spuneai, nu? Acolo se repetă stilul acela în care se aduc, stau peste gar niște informații, dar nu facem, nu dezbatem cum facem aici. Noi dezbatem fiecare chestiune. La fiecare lecție este altceva, cu totul diferit. Îi spuneam fiicei mele, probabil când noi mai fi, atunci foarte multe lume care va ști de Prof. Online,
Vor avea, generația care urma, vor avea o șansă imensă, imensă. Pentru că, bănesc, Dumnezeu mă ajută să mă duc până la capăt, să închei toată materia de liceu. Este în mare parte făcută, dar așa lecții de lecții, până până noi, a șasea, a șaptea, cum e făcut a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, și a cincea e făcută. Am făcut-o și eu. Nu, noi am făcut cu a șasea am început. Dar așa s-a început, știu bine asta. Dar a cincea ai făcut-o, acum revin din nou, mai fac și chestii mai sus. Pentru că îmi permit la clasa a cincea acum să urc un pic ștacheta. Tot ce este făcut acum la clasa a cincea ai făcut foarte mult, foarte mult, dar la un nivel mai jos, cât mi-au permis cei care am discutat. Însă, de acum, am ridicat ștacheta. Deci lucrurile nu sunt suprapun. Asta e despre prietenilor noștri. Găsesc la clasa a cincea tot ce vor. Dacă vor chestiuni de tip olimpiadă, facem de așa înspre. Exact. Asta facem noi acum. Și sper să țin ștacheta din ce ce mai bine în sus, ca să nu mă repet cum adunăm două fracții, facem nu știu ce chestiune banale. Banalitățile sunt pentru toată lumea. Vreau să spun că tot ce înseamnă materia făcută pentru toate categoriile de copii, materia făcută în toate categoriile, este acolo aprofondată. Este acolo făcută de la lucrurile jos. A 8-a acum e un pic... A 8-a facem acum. Acum o facem pe 8-a. Și acum o să o facem la anul... La fel, la 10 ai făcut... Foarte puțin, dar aici apărisești. Cu Andreea. Anul e făcută? Adică? Da, am lucrat tot anul cu Andreea. Am uitat, dar anul a știut că nu e. Anul nu este. Și a 8-a nu era. Da, 8-a nu era și anul a foarte puțin. Și a acoperit, da. Și acopă. A 11 am făcut după aceea, da, chestia, 12, la urmă 12 sunt foarte multe materiale, dar eu sper să fac varianta asta, trecem lecții de lecții. Deci acum, practic, clasa 8-a, nu există lecții pe care să fi pășit. Păi da. Deci asta este mare avantaj. Acolo va fi o bogăție pe care exact. Cei care vor urma, generația care vor urma, vor putea beneficia și vor spune, domnule, s-a așezat o lucrare la care, iată, zi de zi participăm aici, muncim dintr-o altă perspectivă. Matematică nu făcută sub stare de stres, matematică făcută de plăcere. Da? Și care copilul este angajat, este invitat să îndrăznească. Nu sub starea aceea, nu pot să fac, mamă, dar dacă avea, mi-a face instituții cu sculițe și am ajunge în familie toate deodată. Știți cât stres este? Părinți, bunici, sunt într-o situație foarte dificilă, că ei nu știu ce să facă. Cum erați voi în clasa a șasea? Atunci când ați venit când, la biserica Flândurile, nu? Ai venit și ai întrăznit. Care diferența este? Colosală de ceea ce era. Când se dă la clasă 7 stele și 3 stele, în loc să facem baza de test, să ajungem, îi sperie rău și pe părinți și pe copii. Da. Și copiii, în momentul ăla, fug. Ei urăsc matematica. Da, păi, discutam ceva tot așa, un bunic care vine cu fetețe, spunea, am urât matematica din școala generală. Profesorul acela, învățătorul meu, doar mă trăgea de perciuri și eu spun, doar nu mă pricep, ce să-ți fac, ce să fac dacă nu înțeleg nimic ce spui tu? Exact. Ce să-i spui copilului șapte stele dacă el nu știe astea? Sigur. Pentru că ei cu astea întâi, nu? Și după aceea, acolo nu lucrezi. Și lucrurile făcute în măsura în care sunt accesibile, nu făcute fără să te străduie să-ți spui, băi, o înțeles, cu ce ne alegem? Am mai spus de exact. Asta. Cu ce ne-am la problema asta? Asta e marea problemă pe care rezolv. Sper să reușesc. Faci un pic de sinteză. Da. Dimine. Drepte și plane perpendiculare. Distanța de la un punct la o dreaptă. Apoi distanța la un punct
la plan, apoi am sigur teorema 3 perpendiculare. Pitagora generalizată. Este 61 la generalizată. Are transitare pe două căi, ca să găsim o, da? Area triunghiului. Pe două căi. Nu, că am vorbit de apotemă. Astea sunt lucruri importante, interesante. La revedere, dragilor, și nu uitați de like, share, să vă abonați.